Mulțumesc foarte mult informație de ultimă oră. Magistrații Curții Constituționale amână decizia în cazul completurilor de trei magistrații specializați pe infracțiuni de corupție. Vă reamintesc, era în desfășurare această ședință să dat o decizie de amânare. Nu se știe deocamdată când va veni această decizie. De altfel, importantă în uh, multe cazuri care se judecă în aceste momente la instanța supremă. Iată, 20 mai este noul termen care vine de la magistrații CCR. Ne așteptăm ca atunci să fie o decizie decizie în condițiile în care în afara amânării de astăzi au mai fost alte două amânări. Așadar, 20 mai este noul termen înaintat de magistrații CCR. Mergem mai departe, au fost scene de groază